Dacă în anul școlar 2008-2009 în Gorj au fost exmatriculați 110 elevi, anul acesta au fost dați afară din școli într-un singur semestru 74 de tineri. Ei provin din mai toate liceele din județ. Pe semestrul întâi, la Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu, la grupul școlar Bursești, Liceul 5, Colegiul Gheorghe Magheru, și Liceul Forestier și Liceul 2. Colegiul Tehnic din Târgu Jiu este una dintre unitățile de învățământ din județ unde au fost exmatriculați foarte mulți elevi. Care sunt etapele care le parcurgeți atât conducerea? Până se ajunge la exmatriculare? Păi prima etapă este aplicarea unei sancțiuni simple. O mustrare în fața clasei, o mustrare scrisă, după care se ajunge la preavizul de exmatriculare. Cei din clasele a 9-a, respectiv a 10-a, nu pot fi exmatriculați nici dacă au 100 de absențe nemotivate. Legea interzice acest lucru pe motiv că învățământul obligatoriu este de 10 clase. La învățământul obligatoriu, numărul de absențe este mult mai mare pentru că nu avem metodă. Nu putem decât cu părinții. Îi chemăm, i-am chemat la școală, sunt informați, dar sunt situații în care chiar din partea părinților vin cereri de retragere. Legea spune că la 10 absențe nemotivate, elevul se alege cu un punct scăzut la purtare, iar la 40 de absențe trebuie exmatriculat. Cei dați afară din școală din cauza absențelor se pot reînscrie un an mai târziu, doar cu acordul conducerii unității de învățământ în cauză.